banii business-ului. Facem business pentru bani, pentru că nouă, ca și proprietar de business, ne trebuie bani. Așa, antreprenor. Facem bani să facem profit. Overall, să câștigăm mai mult decât am câștigat în compania multinațională în care am lucrat, sau în SRL în care am lucrat, sau așa mai departe. Sau poate că n-am lucrat nicăieri și mindset-ul nostru a fost de antreprenor de când ne-am născut și am vrut să dezvoltăm chestiunea asta. Bun. De la ce pornim? Foarte interesant ecranul ăsta, foarte spart așa, dar poate din puzzle-ul ăsta să înțelegem câte ceva. De la ce am pornit cu educația financiară? De ce este nevoie să avem educație financiară în calitate de antreprenor și în calitate de indivizi pur și simplu, sau simpli umblători pe stradă în România? Pentru că oamenii fac greșeli din punct de vedere financiar și vedeți în jurul vostru foarte multe exemple de genul ăsta. Nu mai vorbesc de gradul de îndatorare, de acele persoane care au ajuns să aibă 7, 9, 10 credite de nevoi personale. Apropo, care a fost cel mai stupid exemplu de credit de nevoi personale de care voi ați auzit? Buletinul. Ăla cu buletinul. Care a fost cel mai stupid credit despre care voi ați avut cunoștință? Aveți cunoștință. Cum? Pentru concediu. Pentru concediu? Ca să fie naș la nuntă. Să mergi naș la nuntă? Bun. Nu, asta e grav. Pentru mâncare e grav. Asta e urât de tot. I-am auzit de credit pentru perdere. Plătești rata la altă bancă. Cum? Credit la o bancă, să-ți plătești rata la altă bancă. Asta e bună, să apie o groapă mai mare ca să aștepi una mai mică. E foarte interesant ce spune. Bun. I-am auzit de credit pentru perdere. Și am auzit de un credit foarte drăguț. Credit de bambu. De bambu? Da. Bambu. Da, 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 bambu ăla. Ăla, 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 ăla. Da. Ok. Bun, în acest context, de vreo 2 ani de zile am început să fac educație financiară în România, tocmai în ideea de a feri oamenii să facă acest gen de lucruri. Și atunci o să discutăm în continuare despre ceea ce înseamnă banii voștri, overall, indiferent că sunt în business sau că sunt în buzunarul vostru, sub o formă sau alta, mai mult sau mai puțin meschin, dimineața când vă uitați în oglindă, spuneți și despre banii companiei. Ok, câți dintre voi ați pierdut bani până acum? Nu că ați pierdut pormoneu pe stradă. Asta se întâmplă, Doamne ferește. Ok, de ce ați pierdut bani? Întrebarea? Am fost fraieriți. Lipsă de inspirație? E cult, bă. Lipsă de experiență, lipsă de educație și așa mai departe. Fiscalitatea în creștere nu mai e un secret pentru nimeni. Vedeți ce se întâmplă cu TVA-ul? Și exact ceea ce s-a discutat dimineață, polarizarea economică. Adică ei săraci devin din ce în ce mai săraci. Și totuși, în criză, veniturile în 2010 ale celor mai bogați oameni din Statele Unite au crescut în medie cu peste 10%. 2010. În condițiile în care toți ceilalți au dus în criză. Bun. Încă o dată, vă rog să mă credeți, așa cum vă spun, românește, este doar pe mâna voastră. Deci cât de prosper veți fi din punct de vedere financiar și cât de bine o să duceți peste o săptămână, peste o lună, peste 2 ani, peste 5 ani, peste 15 ani, este conform acestui slogan. Statul nu o să mai aibă niciodată grijă de voi. Bun. Ce se întâmplă cu banii? Asta este o chestie pe care și eu la rândul meu am învățat-o de la înălțimea sa, cum pot să-i spun altfel, Robert Kiyosaki, despre care probabil că ați văzut și voi, care spune următorul lucru. Da, fraților, hai să facem o poză vis-a-vis de, de fapt este o poză dinamică, sunt 3 poze, modul în care circulă banii atunci când îi câștigăm. Se întâmplă următorul fenomen, introducem aici conceptul de active și pasive, adică unde stau și cu ce datorie am luat banii noștri, discutăm imediat despre asta. Dar până atunci v-aș explica următorul fenomen. Ați terminat studiile și ați intrat pentru prima dată în câmpul muncii. Că sunteți antreprenori, că sunteți angajați, nu contează. Dacă câștigați primii bani, sub o formă sau altă. Da? Deci, venituri, cheltuieli, active și pasive. Să spunem că din job câștigi primii bani. Ce se întâmplă? Ce ați făcut voi cu primul salariu? Ce-am băut? Am dat de băut la prieten. Pară, unul și-o lua laptop, alții bicicletă, alții bere multă și așa mai departe. Fiecare după cază. Domnișoarele pantofi, probabil, sau rochițe, sau alte chestii de genul ăsta. Bun.